un nou stadiu de pregătire pentru România, U19, al doilea în ultimele două luni. Ce doriți să obțineți de la tinerii tricolori de această dată? Am făcut o strategie încă de anul trecut, ca pe măsură ce se apropie campionatul european, să reușim să implementăm modelul de joc, principiile de joc, și suntem încă în momentul de implementare a modelului de joc, pentru că au apărut la fiecare acțiune au apărut jucători noi și până la campionatul european trebuie să fim puși la punct din punctul ăsta de vedere. Așa că și la această acțiune este un moment prielnic ca noi să reușim să perfecționăm modelul de joc. Acest stadiu de pregătire se va încheia și cu un meci cu Dinamo București. Păi, așa cum ne-am obișnuit, încercăm întotdeauna să luăm adversarii cei mai buni, pentru că cred că numai așa putem progresa. Cred că atunci când s-a văzut și la acțiunea anterioară pe care am finalizat-o cu jocul cu voluntari, cred că în momentul în care joci cu o echipă de nivelul ăsta nu mai e nevoie de motivație. Motivația vine de la sine și s-a și văzut că așa lucrurile au funcționat destul de bine. Întotdeauna e bine să ai un adversar puternic în față, a mers întotdeauna pe principiul ăsta, chiar dacă unii o să spună, aoleo, jucăm cu Dinamo și s-ar putea să suferim o înfrângere. Cred că nu de aici trebuie să pornim. Ca să putem progresa, din punctul meu de vedere, trebuie să punem în față cei mai buni adversari posibili. În noiembrie vor fi două meciuri amicale cu Franța U19. Acolo vă măsurați forțele? Da, atunci când, la începutul anului, când am făcut strategia pentru întreg anul competițional, de fapt la sfârșitul anului, în decembrie, când am făcut strategia pentru tot anul ăsta, 2020, am stabilit ca în octombrie și noiembrie, pentru că trebuie să știe lumea că noi aveam planificat în octombrie un turneu foarte puternic cu Germania, Anglia, Portugalia. Era un moment bun, dacă lucrurile se desfășurau în mod normal și nu apărea pandemia, era un moment bun de evaluare, să vedem cam unde ne aflăm. Acum, cred că am putea să ne legăm, să zic așa, de dubla asta cu Franța, ca să facem o evaluare la dubla cu Franța, deși lucrurile stau puțin altfel. Tocmai pentru că n-am mai putut să desfășurăm acțiunile pe care ni le-am propus în timpul acestui an, a trebuit să modificăm puțin, să lucrăm un pic și la strategie și, să zic așa, nu știu dacă ăsta este cel mai bun moment de a face o evaluare, dar încercăm să facem și treaba asta. Ce reprezintă pentru Naționala U19 campionatul european organizat aici în România? Așa cum am spus-o și cu alte ocazii, cred că este un moment prielnic atât pentru Naționala în sine, ca echipă, pentru România, dar și pentru jucători să demonstreze că fotbalul românesc este în progres și nu în regres, așa cum o spune toată lumea. Cred că Naționala asta de 2002, care are un potențial extraordinar, poate să facă lucruri frumoase și ați văzut că deja se vorbește despre obiectivul, să zic, pe care l-am avea pentru campionatul european. Eu aș propune întâi să o luăm pas cu pas. Important ar fi întâi să trecem de grupe și după care mai vorbim. Ar fi important prezența suporterilor în tribune? Da, bineînțeles, și n-are rost să discut despre ce ar însemna acest lucru, mai ales la meciul de deschidere, pentru că, așa cum se știe, țara gazdă joacă în meciul de deschidere și cred că ar fi un moment extraordinar. Și sper ca până anul viitor lucrurile să rezolve și din punctul ăsta de vedere. Așa cum am văzut că în alte țări deja fotbalul a început să joace cu spectatori. S-ar putea recrea atmosfera din Italia de la campionatul european sub 21 de ani? De ce nu? Chiar să știți că cu fiecare ocazie, atât eu și cât și ceilalți colegi din staff, le reamintim jucătorilor de momentele extraordinare pe care Naționala Under-21 le-a făcut anul trecut și au arătat că se poate. Au arătat că, să zic așa, în ultima perioadă au fost niște
niște momente în care am putea să le considerăm deschizătoare de drumuri, să zic așa, pentru naționalele României. Mai ales cele de tineret și juniori care în ultima perioadă, să zic așa, n-am avut rezultatele pe care ni le-am propus. Cred că am putea și noi să facem o figură frumoasă. Un nou stagiu de pregătire pentru selecționata U19. Ce îți dorești tu de la tinerii jucători? Da, eu doresc foarte mult la toate acțiunile la care vin, să vină cu plăcere, să vină cu drag, deoarece echipa națională sunt cei mai buni jucători și trebuie să demonstreze lucrul acesta. Ce le poate da Dinu Tudoran din experiența pe care a avut-o ca jucător? Da, nu numai eu, împreună cu tot stafful avem discuții individuale cu jucătorii, dar cel mai mult ei trebuie să înțeleagă că reprezintă România. Și pentru ei e vârful. Deci, iar din punct de vedere tactic, tehnic, fizic și mental, împreună cu Dan, discuțiile cu fiecare. Va urma un meci cu Dinamo. Tu știi ce înseamnă să întâlnești echipe mari. Vei încerca să-i capacitezi într-un fel? Nu. La altfel de meciuri cu echipele mari și mai ales și cu naționalele mari, jucătorii trebuie să se motiveze singuri. În afară de motivația pe care o dăm noi, ei trebuie să se autodepășească. Deci trebuie să demonstreze că sunt jucători de echipa națională. Vor urma și două meciuri test cu Franța U19. E momentul ăla în care trebuie să demonstrezi că joci împotriva unei echipe similare? Da, este un meci foarte important. Este un meci cu o echipă care, din punctul nostru de vedere, cred că se va califica la campionatul european. Sunt două meciuri foarte tare și ne arată la ce nivel suntem. Dar până la campionatul european mai e timp. Campionatul european se va organiza aici, în România. Crezi că se poate crea o atmosferă cum a fost cea din Italia la U21, dacă îi vom avea pe suporterii în tribună? Da, ne dorim foarte mult ca suporterii să aibă acces în tribună. Suntem țara organizatoare. Sperăm să depășim suporterii care au fost în Italia. Mă bucur că fac parte din acest staff și ne dorim foarte mult să avem și rezultate. Depășim numărul de fani, dar putem depăși și performanța lor? Bineînțeles, ne dorim foarte mult, foarte mult. Deci avem o generație foarte bună și ținând cont că suntem țara organizatoare, avem toate aturile ca să depășim performanța Under 21.